Atac cu drone asupra Kremlinului s-a întâmplat azi dimineață la 2:30. O dronă a lovit cupola Senatului care se află în interiorul zidurilor Kremlinului. A doua dronă, pentru că despre două a fost vorba, a lovit după aproape 20 de minute. Pentru că pe ecran veți vedea imagini din mai multe surse, vă spun că prima dronă nu a produs nicio explozie. În urma primei lovituri s-a degajat norul de fum pe care l-ați văzut mai devreme. A doua însă a produs și o explozie. De ce e important acest al doilea detaliu? Pentru că pe acoperiș începuseră deja să urce doi bărbați, doi oameni, credem că erau reprezentanții forțelor de ordine. Pentru că se întâmplă la Kremlin, evident că în Piața Roșie este o puzderie de camere de supraveghere și imaginile multe pe care le veți vedea din tot felul de unghiuri, din tot felul de poziții, sunt filmate de aceste camere de supraveghere. Rușii au păstrat liniștea, tăcerea în legătură cu cele două lovituri. 12 ore, aproape 12 ore n-au spus nimic, după care imaginile și informațiile au umplut agențiile de presă din toată lumea. Se vorbește despre un atac simbolic, pentru că, evident, a fost lovit centrul puterii lui Putin, adică Kremlinul, dar și pentru că cele două drone au vizat catargul pe care flutură steagul Federației Ruse. Pe cupola Senatului se află un catarg, acolo este steagul Federației Ruse. Acum ciudățeniile. Prima dintre ele este că rușii vorbesc despre o tentativă de asasinat, dar imediat după ce lansează acuzația ne spun că de fapt Putin nu era la Kremlin. Putin era la reședința lui din provincie, știți, este Novo-Gariovo se numește, e locul unde are un domeniu și un buncăr. Știm de locul respectiv, mai ales pentru că acolo există un buncăr. A doua ciudățenie. Cele două drone nu sunt de genul celor cu aripă fixă care călătoresc distanțe foarte mari, care pot veni de la distanțe foarte mari, sunt de genul elicopterului, au câte 4 elice fiecare, sunt chinezești, costă vreo 10.000 de dolari bucata, nu e mare lucru, și ne spune un specialist în drone, citat de Guardian, publicația britanică, ne spune că aceste drone trebuie neapărat să fie ghidate. Ele pot fi programate, e adevărat, dar în mod cert nu puteau lovi chiar cupola Senatului Federației Ruse. Ele trebuie să fie ghidate. Ce vedeți acum pe ecran e drona respectivă, o să-mi explice colegii dacă despre ea este vorba. Drona chinezească știm că este de tipul Mugin 5. Există și o variantă Mugin 5S. Mă întorc la specialistul despre care vă vorbeam. Se numește Samuel Bendit, e analist într-un centru pentru analizarea informațiilor navale din armata americană, este chiar specialist în drone. Încă o dată, el spune așa, dronele respective sunt cu operator. Ele cel mai probabil au fost ghidate de undeva din apropierea Kremlinului. E posibil ca ele să fi fost puse la lucru și trimise deasupra Kremlinului nu de un autor statal, ci de nu se știe cine, e mister. Nu călătoresc mult, știm doar că pot să zboare 7 ore. Distanțele parcurse însă nu sunt foarte mari. Astfel de drone sunt folosite și de ucraineni și de ruși. Deci, apropo de proveniența lor chinezească, nu putem să le punem în dreptul rușilor sau ucrainelilor. Vă mai spun și că este o dronă care are mai multe motoare, mai multe rotoare, sunt 4 și unul de ghidaj, cum vedeți în imaginile acestea. Și dronele acestea, amândouă, au vizat același punct. Doar că venind din direcții diferite, și acesta e un detaliu interesant, au reușit să lovească cupola în 2 locuri diferite. Rușii spun că a fost o tentativă de asasinat la adresa lui Putin. Ucrainenii spun că nu au nimic de-a face cu acest atac și că cel mai probabil este vorba despre un scenariu. Mihailo Podolia, consilierul lui Volodymyr Zelensky, spune că e absolut clar că Rusia pregătește un atac terorist de mari dimensiuni în Ucraina. Orice atac asupra teritoriului Federației Ruse poate fi folosit de Kremlin pentru justificarea atacurilor asupra civililor. Încă o ciudățenie. Astăzi Putin nu a apărut absolut deloc.
Mi s-a spus de către Dmitri Peskov că este în, la reședința lui de la țară, din, e locul acela care are bunker despre care vă spuneam, Novo-Ogariovo, unde are și un domeniu. Se află undeva între Moscova și Sankt Petersburg, dar nu l-a văzut nimeni. Toată lumea ar fi vrut să știe ce e cu el, ce s-a întâmplat, dacă e viu, dacă e nevătămat. Avem informația că n-a fost atins, că nici măcar nu era acolo și că s-a retras în, la domeniul lui de la țară. Repet, e a treia oară, dar nu l-a văzut nimeni. Ce-o fi cu el, poate va apărea în zilele următoare. În studioul Digi24, Florin Negruțiu, realizator în fața ta, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, bună seara, domnilor, și Virgil Chițac, este amiral în rezervă, bună seara, domnule amiral, ne auzim. Bună seara, vă salut pe toți. Perfect, imediat stăm de vorbă. Adaug și că secretarul de stat Antony Blinken spune pur și simplu nu știm, nu putem confirma, nu putem infirma, nu avem niciun fel de informație, dar eu iau tot ce vine de la Kremlin cu un foarte mare grăunte de sare. Da, ceea ce pare a fi mai cert este felul în care se gândește Kremlinul deocamdată să reacționeze, se gândește. Pentru că, în afară de ceea ce se vede, evident, calificarea unui astfel de atac sau improvizație este o chestiune pe care până la capăt nu o va lămuri nimeni niciodată. În mod categoric, un anume tip de răspuns Moscova are în vedere, pentru că este vorba de fragilitatea sistemului de protecție aerian chiar în capitală și chiar în legătură cu Kremlinul. Și în al doilea rând, este posibil, indirect, să fie un anume semnal. Știu că în acest moment se desfășoară o intensă campanie, dar a reușit să se găsească o formulă de compromis într-o formă sau alta prin negociere și nu prin război. Bine, și războiul e partea negocierii, din păcate, în această situație. Și este posibil ca, la un moment dat, Moscova va fi impusă în situația de a accepta ceva ce nu e de acceptat, să genereze această emoție publică, mai ales în Federația Rusă, legitimându-și astfel o contrareacție, o respingere, pentru că în sensul de a-și mobiliza forțele pentru un atac nediferențiat undeva în Ucraina, a mai făcut așa ceva. Nu era nevoie de un astfel de incident pentru a-și legitima gestica agresivă în campania militară. Deci este posibil să fie un răspuns într-o direcție, spre o direcție pe care nu o cunoaștem, dar în orice caz, în fața opiniei publice, această vulnerabilitate, chiar dacă este evident întreținută prin astfel de mijloace destul de superficiale, va trebui să fie acoperită într-un fel sau altul, din păcate, printr-o reacție a Moscovei. Se leagă ce spuneți dumneavoastră cu o declarație făcută de Vyacheslav Volodin, este președintele uneia dintre camerele Parlamentului Rusiei și omul spune așa: Rusia trebuie să folosească toate armele posibile capabile să oprească și să distrugă Ucraina în aceste condiții. După acest atac terorist, Rusia nu ar trebui să negocieze nimic cu Ucraina. Deci nu să spuneți că are legătură cu... Poate. Pentru că se încearcă, repet, cel puțin până în preajma de sfârșitul verii, până în septembrie, se încearcă ceva. Știu că sunt niște... Se poartă niște discuții cum se purtau în martie anul trecut. Deci, din acest punct de vedere, își oferă astfel de argumente publice pentru a respinge un anume tip de compromis, mai ales dacă semnalele vin din zone sau din partea unor state decidente, precum China. Florin Negruțiu. Imaginile. Întâi imaginile. Mai multe detalii. Piața Roșie, în care sunt pregătite tribunele pentru Marea Paradă de 9 mai, lumină ca ziua, că e Piața Roșie, suntem la Moscova, în miezul Rusiei, și explozie deasupra Kremlinului. Cum e imaginea asta? Păi avem două drone, nu? Vedem două drone. Avem un atac terorist și avem un centru al puterii. La 11 septembrie aveam două avioane, aveam un atac terorist și aveam un alt centru al puterii, un centru al puterii economice. Dar așa arată un 11 septembrie rusesc, în stil rusesc, pentru că comparația, oricât de forțată, se oprește aici. Știm când, vedem din imaginile astea acum,
însă ne este foarte neclar cine și mai ales de ce. Iar de la de ce pornim pe drumul speculațiilor, pentru că pare greu de crezut că Ucraina a trimis niște drone deasupra Kremlinului să-l omoare pe Putin. Informațiile serviciilor secrete, atâtea câte au ieșit în spațiu public, arată că Putin stă foarte puțin la Kremlin. Șade într-un bunker sau mai multe bunkere, se teme foarte tare de contactul cu exteriorul. Și atunci să trimiți niște drone ghidate ca să-l omor pe Putin pare totuși cam o fantezie. Apoi din imaginile astea pe care le vedem, o dronă atinge catargul, pare așa, un fel de pognitoare, artificii. Și asta ne duce la ceea ce face Rusia foarte bine. Dacă n-ar fi pornit războiul, dacă n-ar exista acest război de ani de zile și invazia de mai bine de un an, aș fi spus că este un casus belli. Perfect. Adică un motiv de război. Rușii au mai făcut lucrul ăsta, Putin a mai făcut lucrul ăsta, ne amintim de al doilea război cece. Adică creezi o situație, un atac terorist cu ajutorul serviciilor secrete, ca după aceea să justifici un război sau o invazie. Dar Rusia se află deja în război. Și din acest punct de vedere, nu știu de ce Putin însuși ar fi atacat Kremlinul cu niște drone. Dar noi știm că acolo sunt foarte multe grupări și foarte multe viziuni în privința războiului printre liderii ruși. Există un așa numit partid al războiului care ar dori o intervenție mult mai agresivă, poate chiar nucleară, în Ucraina. Sunt alții mai moderați care ar vrea să înceapă niște negocieri de pace și aici sunt cei loviți de sancțiunile occidentale, sunt oligarhii care ar dori să se oprească nebunia asta și să revină la business as usual. Deci este foarte greu să spunem de unde vin dronele respective în momentul ăsta. Suntem pe terenul speculațiilor. În mod cert însă, acest incident va fi folosit de propaganda oficială pentru a justifica atacurile teroriste asupra Federației Ruse și pentru a justifica sabotajele care ar chema țara la luptă pentru apărarea patriei. Este exact mesajul lui Putin declinat în tot felul de momente de genul ăsta în ultimele două luni de zile. Vorbim imediat și despre sabotaje, din ce în ce mai multe. În Crimea arde un depozit de carburanți, în Rusia, aproape de podul Kerci, arde un alt depozit de carburanți. Ambele au fost lovite de ucraineni, recunosc lucrul ăsta, este opera lor. Vom vorbi despre aceste incidente. Un al doilea tren cu combustibil a sărit de pe șine pentru că a fost acolo pus un dispozitiv exploziv pe teritoriul Federației Ruse. Dar aș vrea să le explic telespectatorilor noștri imaginile pe care le vedeam mai devreme. Deci, cele două drone lovesc cupola Senatului la 2:30 și 2:50 de minute azi dimineață. Noi am aflat ce s-a întâmplat chiar de la ruși la 12 ore distanță. Tot după ce am aflat, adică în această după-amiază, în această seară, la Moscova, în Piața Roșie, au apărut celebrele garduri ale jandarmilor. Le știm că le folosesc jandarmii și pe la noi, ca să îi împiedice pe oamenii obișnuiți, pe moscoviți, să mai ajungă în Piața Roșie, unde oricum se făceau pregătirile pentru parada de 9 mai. Domnule amiral, 12 ore de distanță între așa zisul atentat, între așa zisele lovituri teroriste și lansarea în public a informației. De ce 12 ore? Da. Nu-mi dau seama de ce. Poate au vrut să vadă cum reacționează ucrainienii. Cert este că din ce am văzut, simbolistica este foarte, foarte puternică pentru a crede în momentul de față că a fost orchestrată de ruși. Lucrul ăsta s-a întâmplat chiar în timp ce președintele Zelenski făcea o vizită în Finlanda, care este ultima țară membră NATO. Pe de altă parte, să știți că Putin pleacă târziu de la Kremlin. Atunci când se duce, probabil că în ultima vreme nu se duce așa de des, cum spunea domnul Negruțiu, el pleacă târziu. Pleacă după mezul nopții.
Din ce ați mai spus dumneavoastră, rezulta cumva că există și o complicitate în interior, pentru că dronele acelea au fost cumva dirijate cu ajutorul unor operatori situații în interior, aproape de Kremlin. Una peste alta, exemplul ăsta, dar și exemplul despre care o să discutăm cu atacul rezervoarelor de combustibil din Crimea, arată că ucrainienii s-au specializat foarte bine în atacurile cu drone în spatele liniilor ruse, iar cazurile acestea, și mai sunt și altele despre care o să discutăm, vin să demonstreze ce spuneam, cred că la noastră în emisiunea în urmă cu ceva timp, faptul că Rusia, ducând un război cu stat vecin în cazul de față Ucraina, foarte ușor, războiul acesta se poate extinde și în Rusia. Și iată că teritoriul rusesc nu mai este așa de imun la război, cum era la începutul ostilităților, și nici populația nu este imună. Ușor, ușor, frica, știu eu, care este cotidiană și ceva obișnuită pentru ucraineni, începe să atingă și populația rusă. Pentru că, trebuie să le spunem telespectatorilor, după ora 16 a explodat numărul apelurilor la serviciile de urgență de la Moscova, toată lumea vedea drone. Ba chiar rețelele sociale s-au umplut cu imagini care ne arătau drone în zbor deasupra Moscovei. Adică psihoza dronelor deja este instalată, cel puțin la Moscova. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea este cum vor reacționa, domnule ministru, pentru că în comunicarea oficială ni s-a spus că Rusia își rezervă dreptul de a reacționa când și unde va considera necesar. Încercând să demonstreze că, indiferent de ce s-a întâmplat la Kremlin, și într-adevăr are o simbolistică aparte acest incident, Rusia, 1, păstrează inițiativa, 2, escaladează. Deci, din acest punct de vedere, reacția, dincolo de cea verbală, retorică, în sfârșit, reacția trebuie să se, din perspectiva, să zicem, evidentă, a Moscovei, trebuie să se situeze pe acești doi parametri. În al doilea rând, însă, depinde ce alte elemente mai sunt în joc, fie de natură militară, fie de natură politică, fie de natură strategică. Deci, evident că acest mesaj primit de Moscova chiar în inimă, sau pe care și l-a asumat de un anume fel, îi creează o vulnerabilitate acasă. Dar, pe de altă parte, intră și în zona roșie în ceea ce privește atitudinea și sprijinul occidental. Și probabil că acolo va încerca să apese. În orice fel, numai să nu fie atacat teritoriul Federației Ruse. Interesant aici că dronezi chinezești, dacă ar fi fost, să zicem, din zona NATO, chiar turcești, atunci probabil că paradigma ar fi fost oarecum schimbat. Fiind drone chinezești, înseamnă că chinezii livrează armament Ucrainei, dacă acuzăm Ucraina că a atacat. Dronele sunt de vânzare pe Alibaba. Vorbesc de modul în care, da, vorbesc de modul în care la un moment dat se poate transforma mesajul într-o formă sau alta. Deci, din acest punct de vedere, depinde și ce are acasă, pentru că, într-adevăr, președintele Federației Ruse are acasă mișcări dizidente. Nu sunt atât de puternice și atât de evidente în acest moment, dar pe manifestări punctuale este posibil să se întâmple așa ceva. Numai că, indiferent dacă și-a calculat-o sau a fost indusă această vulnerabilitate, este rezimțită la nivelul populației. Și să dau dumneavoastră ca exemplu, este o realitate clară de la care va trebui să plece atunci când își calibrează răspunsul. Cum caracterizați momentul? E astăzi, acum, suntem într-un moment mai grav decât eram acum 24 de ori? Este iminentă contraofensiva ucraineană. Deci, momentul s-ar putea să fie dus în ideea unei lovituri care să descurajeze într-o formă sau alta, la nivelul populației. Pentru că ce s-a încercat a se induce până acum prin acțiuni militare pe zonele civile și de infrastructură a fost faptul că niciun ucrainean nu se poate simți sigur. Deci costurile unei contraofensive, costurile în ghilimele, în mod evident, ar trebui să le resimte și poporul ucrainean, nu numai militarii ruși. Un expert în Federația Rusă din Germania pune cap la cap informațiile despre care s-a făcut vorbire aici și trage concluzia că este vorba despre o operațiune sub steag fals, adică o înscenare a Rusiei. Argumentele lui sunt 1.
avem la dispoziție foarte repede imagini de mare calitate din Piața Roșie, imagini în care se vede cum cele două drone lovesc cupola Senatului. Toate camerele din Piața Roșie, ne putem închipui cu toții, sunt sub controlul Kremlinului și dacă noi am primit aceste imagini, înseamnă că Kremlinul și-a dorit ca toată lumea să vadă ce s-a întâmplat. Al doilea lui argument este că de obicei rușii nu confirmă, nu infirmă când se întâmplă ceva, lasă liniștea să se aștearnă ore bune, chiar zile după ce se întâmplă ceva. Pentru că, așa cum spune specialistul din Germania, rușii preferă să arate proști, nu umiliți. Rușii nu vor să arate că sunt umiliți. Ori în cazul acela, în cazul acesta, își asumă că au fost atacați în centrul de putere, în miezul Moscovei. Da, eu continui să am rezerve că atacul este ucrainean. Pe de altă parte, îl văd pe Putin perfect capabil să-și atace instituțiile, să-și omoare rușdei lui, că a mai făcut lucrul ăsta pentru a-i servi operațiunilor viitoare. Din păcate, știi ce ne arată momentul ăsta? Ne arată un viitor atac rusesc în care vor muri civili. Pentru că la fiecare astfel de act terorist numit de ruși, urmează o reacție, o contrareacție rusească, care de obicei înseamnă să bombardeze un bloc de locuințe, sau o școală, sau o gară, sau un spital. Deci, din pricina faptului că drona aia s-a lovit de catarg, probabil vor muri câteva zeci de oameni nevinovați într-un atac bezmetic cu rachete rusești în următoarele zile. Am văzut lucrul ăsta întâmplându-se ca un pattern al războiului ăstuia război. De fapt, este un masacru pe care Putin l-a ordonat în Ucraina. Sunt foarte mulți civili care mor în continuare. Țintele rusești au fost cu predilecție în zona civilă. Sunt sute de copii, vreo 500 de copii care au murit până acum în bombardamente rusești și foarte mulți civili, femei, bătrâni, oameni nevinovați care n-au altceva, n-au nicio vină în afară de faptul că locuiesc în Ucraina. Mulți dintre ei sunt chiar ruși, vorbitori de limbă rusă. Ori Putin n-are niciun fel de strângere de inimă să ordone astfel de masacre în Ucraina. Foarte important. Să adăugăm câteva informații pe care Meduza le-a obținut. Cum a mai făcut-o? Are manualul de comunicare pentru personajele publice din Federația Rusă pentru perioada următoare. Iar câteva dintre liniile directoare ale acestei comunicări sunt: nu luați în derâdere felul în care luptă armata ucraineană și felul în care este dotată, pentru că tot Occidentul participă la această operațiune a armatei, apărare a Ucrainei, tot Occidentul este împotriva Federației Ruse. Așa putem înțelege de ce pentru Kremlin e important să arate lumii întregi că niște drone presupus ucrainene au lovit chiar Kremlinul, pentru că de fapt este războiul lumii întregi, războiul Occidentului cu Federația Rusă. Iată, Occidentul lovește prin Ucraina chiar în centrul Moscovei. Și-au învățat lecțiile de acum un an. Pentru că acum un an au luat în derâdere reziliența ucrainenilor, capacitatea unităților militare de a contraataca și rezistența politică de la Kiev. Spunând cu uniforme de paradă în vehiculele blindate cu care intrau atunci în Ucraina, în trei zile se rezolvă, 72 de ore, facem paradă la Kiev și totul va fi în regulă, vor fugi ca în 2014, că s-a întâmplat așa ceva, și comandanții militari și conducerea politică ucraineană. Nimic din toate aceste date, care sigur au fost aduse la nivelul decizional de structuri de informații de tot felul din Federația Rusă, nu au coincis cu adevărul. Ce au reușit? Să dubleze granița cu NATO prin Suedia, Finlanda, aderând la alianță, și să reușească ca întreg spațiul euroatlantic să devină solidar sub leadership american. Punct. Deci, bun. Acum se încearcă cealaltă variantă. Există armament, Ucraina este puternică, atenție că e nevoie de solidaritate și mobilizare. În egală măsură și de cealaltă parte. A fost supraevaluată Federația Rusă anul trecut, în ceea ce privește capabilitățile militare și ce poate realiza în teren, dar nu trebuie subestimat astăzi.
Deci aceeași atitudine e gândită și în ceea ce privește statele alianței, mai ales în legătură cu Federația Rusă, ținând un raport calibrat între noi intrăm în război cu Federația Rusă, dar vom sprijini Ucraina până la capăt. Pentru că situația, într-adevăr, este extrem, extrem de complicat. Nimeni nu vrea, nici Federația Rusă, nici Ucraina, să iasă înfrântă din acest moment, fie pe contraofensivă, ce înseamnă ieșirea din apărare și mersul la atac, fie în ceea ce privește măcar cele patru oblasturi pe care astăzi Federația Rusă, deși le-a anexat conform deciziei de anul trecut, nu le stăpânește în teren. Motiv pentru care pericolul de a apărea înfrânt, ceea ce a generat din punct de vedere al Ucrainei un oboseală a Occidentului, iar din punct de vedere al Federației Ruse un colaps politic acasă, plutește în aceste momente. Și fiecare uzează de mijloacele care le are dispoziție. Și, domnule amiral, adăugăm informațiile referitoare la incendiile astea care nu se mai opresc. În Crimeea, în Federația Rusă, lângă podul Kerch, sunt două depozite de combustibil care ard. Ucrainenii ne spun că pentru flota de la Sevastopol nu mai există niciun fel de combustibil. Stocurile astea sunt nevoiți rușii să le refacă în câteva săptămâni. Acum arde ceva ce au acumulat în 3 săptămâni, ne spun ucrainenii. Și foarte interesant, în același loc, la Briansk, în Federația Rusă, se produce al doilea sabotaj exact după scenariul primului. Adică un dispozitiv exploziv atașat șinelor de cale ferată explodează exact atunci când trece locomotiva unui tren cu combustibil. Da. Știm că rușii până acum, din decembrie și până acum, au arestat 66 de angajați ai căilor ferate din Federația Rusă care puneau la cale sau care au executat chiar acte de sabotaj. Deci se pare că nu e ceva nou la calea ferată din Federația Rusă, dar aici se leagă niște lucruri. Trenuri de combustibil, depozite de combustibil și militarii din Crimeea care aparent au rămas fără ce să ardă în motoare. Un scurt comentariu și revin la subiect. Vă rog. Putem accepta ce spune specialistul german, că este o operațiune sub stat fals. Dar, sigur, ne punem întrebarea cui folosește chestiunea asta. Și care ar fi măsura de retaliere? Și atunci ne gândim că răspunsul ar trebui să fie în oglindă. Adică ar trebui să fie un răspuns foarte puternic, în inima puterii ucrainene. Deci ne putem aștepta în perioada următoare, la o încercare, de ce nu a rușilor, să atace Kievul, Palatul Prezidențial. Dacă acceptăm într-adevăr că este o operațiune sub stat fals. Revenim la ce spuneați astăzi. Toate astea sunt un semnal foarte puternic. Reprezintă un asalt la moralul trupelor ruse din perspectiva ceea ce spunea și domnul ministru Diaconescu a ofensivei, a contraofensivei ucrainene, foarte probabilă și indubitabilă. Adică semnalul este vă putem ataca acolo unde vă așteptați cel mai puțin. Uitați-vă că rușii au intrat deja în modul defensiv și cum ne dăm seama? După numărul morților. Numărul morților s-a redus la jumătate în ultima perioadă, ceea ce înseamnă că ei nu mai atacă, știut fiind că în cazul operațiunilor militare de atac, evident că victimele sunt mai multe. Probabil că și Prigojin și Gerasimov și Șoigu au reușit să-l convingă pe Putin că e mai bine așa, să intre într-un modul defensiv. Oricum, ceva trebuie să se întâmple, întrucât de la momentul noiembrie, când rușii au fost aruncați în zona Herson, dincolo de Dnipro, câmpul de luptă a fost static, iar o înghețare în momentul de față a conflictului nu i-a ajutat decât pe ruși, care au reușit, în ciuda previziunilor, au reușit să stabilizeze economia, e adevărat, cu ajutorul Chinei. Cred că miza ucrainenilor, domnul Prelicianu, este una mare, și anume Crimeea, anexată în 2014 de către ruși, și dacă podul terestru acesta va fi străpuns, atunci Crimeea va fi foarte vulnerabilă, că va fi accesibilă doar pe mare, unde a mai rămas puțin din flota rusă, sau pe podul acesta de pe strâmtoarea Kerch, care și el a fost bombardat. De ce spun că miza este Crimeea și este una mare? Pentru că i s-a luat Ucrainei o mare parte din accesul la mare. Ori asta este o mare problemă pentru o țară ca Ucraina, care depinde de comerțul naval și în special cel cu grâne.
Iar un succes foarte important al contraofensivei ucrainene ar pune în mâna lor, a ucrainienilor, un atu foarte important din perspectiva negocierilor ulterioare și l-ar face pe Putin să se gândească de două ori, în sensul în care el ar putea să aibă în față o perspectivă groaznică de a pierde tot ce a câștigat. Pentru că și eu mizez, sau mă rog, sper dacă vreți, pe viitoare negocieri, dar nu înaintea contraofensivei. Sigur că riscurile sunt mari, rezervele de rachete solare ale ucrainilor sunt limitate, așa cum știți foarte bine. Rusia are o apărare foarte bine pusă la punct, stratificată, am tot vorbit de câmpuri de mine, de dinții de dragoni. Pe de altă parte, să știți că ucrainii, chiar dacă ar străpunge această defensivă, ar trebui să manevreze cu mare atenție pentru ca trupele lor ulterior să nu fie încercuite. Și ați mai spune ceva. Eu cred că Occidentul, pe lângă furnizarea de armament, ceea ce se întâmplă, mai are un rol. Și este unul moral. Occidentul trebuie să ofere garanții de securitate Ucrainei și garanții de securitate autentice, pentru că au mai oferit și în 1994 garanții de securitate și nu a făcut nimic în 2014, când Putin a intrat brutal și a anexat Crimea. Ar mai fi o întrebare. De ce ucrainenii, mergând pe ipoteza Kremlinului, de ce ucrainenii, în dorința lor de a-l ucide pe Putin, ar fi lovit cupola Senatului dis de dimineață? Nu era nimeni acolo. Cu două drone venite din direcții diferite și care au lovit cam în același loc, de ce ar fi făcut asta? Rămâne o întrebare. Pauză, ne întoarcem, rămâneți aici. După atacul cu drone de la Kremlin, propagandiștii au pornit. Discursul nuclear, din nou, trebuie folosită arma nucleară. Cu așa ceva nu te joci. Sunt inamicii noștri. E clar că nu se opresc nicăieri. Doar că discursul nuclear nu a tăcut niciodată, nu s-a oprit niciodată, exact cu 24 de ore înaintea acestui atac, tot propagandiștii veniseră cu o idee năstrușnică. La televiziunea armatei ruse se propunea o lovitură nucleară tactică în Transcarpatia. E lângă granița României, granița Ucrainei cu România. Ce e cu ideea asta? Analizăm împreună cu invitații noștri în câteva minute până atunci despre cum la București toate marile proiecte au fost puse în așteptare. Ordonanța reducerii cheltuielilor bugetare așteaptă. Pensiile speciale așteaptă. Ele așteaptă de mai multă vreme. Legea salarizării bugetarilor așteaptă și ea. Totul așteaptă. Vă aduceți aminte probabil că înainte de vacanța de 1 mai primise Ministrul Finanțelor ordin de la prim-ministru să facă o analiză despre ce se întâmplă dacă se reduc salariile cu atât, veniturile bugetarilor cu atât și așa mai departe. Analiza e gata, dar nouă nu ne-a spus nimeni nimic. Premierul o va primi în zilele următoare și abia săptămâna viitoare poate va fi luată o decizie în privința celor trei mari proiecte. Să mai spunem și că Ministrul Proiectelor Europene a primit ordin să renegocieze cu Comisia Europeană PNRR. A câta oară auzim asta, domnule ministru? Să convingem noi Comisia Europeană să nu mai facem ce ne-am angajat noi să facem la Comisia Europeană. Da, și ce ne-am angajat noi să facem a creat stupefacție pe toate coridoarele de la Bruxelles. Modesta mea capacitate de a mai afla și eu câte ceva, întrebarea redundantă era cum guvernarea, mă rog, condusă de domnul Orban în acea perioadă, a hotărât ca să plafonați alocarea pentru pensii la 9,4% pentru 50 de ani. Fraților, înseamnă că în România aveți o prospecție apropo de impactul bugetar de acum. Deci, repet, n-a înțeles nimeni nimic. Dincolo de aceste aspecte, da, pe proiecte punctuale, invocând cazul fortuit, fie Franța, fie Italia, reușesc să negocieze câte ceva pe proiecte, nu pe capitole mari. Nu se poate renegocia. Eu am tot spus, mă rog, am mai spus și alții, văd că politic se tot motivează această așteptare pe care dumneavoastră ați menționat-o pe ideea de a renegocia cu PNRR-ul. Ar reprezenta un precedent care, sigur, ar putea fi urmat de toate celelalte state și de aici s-ar arunca în aer întregul mecanism de redresare și reziliență. PNRR-ul însă se pare că a devenit un fel de program de guvernare, ceea ce poate nu e rău.
poate nu e rău, dar care trebuie respectat în litera, în litera și spiritul său. De ce? Pentru că dacă din banii din PNRR, de exemplu, faci un tren și proiectul nu-l poți duce până la bun sfârșit, plătești, faci ultimul vagon, plătești toți banii. Deocamdată înțeleg că din a doua tranșă s-au luat 1,9 miliarde și din a treia tranșă anul ăsta va fi complicat. De ce? Pentru că nu putem să ne ducem ceea ce ne-am obligat la bun sfârșit. Marcel Ciolacu are o agendă nici măcar nu e ascunsă. Ne-a spus tuturor care e dorința lui, visul lui, arzător, să existe impozite mai mari, pentru că așa nu se mai poate, impozitare progresivă, acum îi sare în ajutor și ministrul finanțelor. Aberația aici constă în următorul lucru. Schimbarea sistemului de impozitare nu îți va aduce bani mai mulți la buget. Adică veniturile la buget nu depind neapărat de sistemul de impozitare pe care l-ai ales. Eu nu fac apologia cotei unice, este o temă de discuție, impozitul progresiv, cotă unică, trebuie să vină specialiștii și să arate virtuțile și dezavantajele fiecărui sistem de impozitare. Însă ce aduce bani mai mulți la buget sau ce ar trebui să aducă mai mulți bani la buget este capacitatea de colectare. Aici este problema României. Problema României este că nu este în stare pe actualul sistem de taxe, care este unul destul de simplu, mult mai simplu decât impozitul progresiv, nu reușește să își atingă țintele de venituri la buget. Or, în condițiile în care tu ești pe ultimul loc în Uniunea Europeană la gap-ul de TVA, adică cât ai proiectat și cât colectezi, TVA-ul fiind o taxă simplu de colectat, în teorie. Să vii cu un sistem de impozitare mult mai complicat, mult mai birocratic în condițiile în care ai un ANAF nereformat, este pur și simplu o utopie, o copilărie sau o perdea de fum pentru alegători. Altă aberație la care asistăm și ni se pare normal, pentru că vezi, s-a banalizat anormalul. Ni se tot spune că nu se pot face reforme, că vin alegerile. Dar această mare coaliție pe care ne-a oferit-o domnul președinte Klaus Iohannis, făcută în numele stabilității și numele programului de guvernare și al PNRR-ului, tocmai pentru asta a fost făcută. Adică să ai 60, peste 60% din Parlament și să nu fii în stare, să fii impotent în a face orice în a reforma statul, așteptând ce? Împărțeala de după alegeri, când vei avea liniște, păi n-ai avut 3 ani liniște și o majoritate confortabilă în care puteai să faci orice fel de reforme. Iarăși este o mare aberație. În realitate avem niște politicieni destul de lași, populiști, care guvernează cu ochii la sondajele de opinie și cărora le este pur și simplu frică, le este frică să restructureze statul ăsta mult prea gras. Pentru că un stat gras este de fapt un stat slab. Statul român este un stat slab. Nu este în stare să se gestioneze și atunci vine domnul Ciolacu, evident, cu ideea măreață de a impozita iarăși privatul. Adică mai pui oșa pe vaca care îți dă lapte. Până când îți dă lapte, nu știu. Știi? Cam asta este reforma coaliției de guvernare și asta este planul de guvernare al domnului Ciolacu. Ideea este că deocamdată nu prea poți să faci lucrurile astea. Pentru că când tragi linie, toate taxele și impozitele pe care le visează domnul Ciolacu îți vor aduce mai puțin bani la buget decât îți aduce cota unică. Și asta cred că eu poate spune orice fel de, orice expert, orice analist, până și ministrul finanțelor îi poate spune lucrul ăsta. Crește capacitatea de colectare, informatizează, digitalizează ANAF-ul, crește autoritatea statului și colectează banii pe care trebuie să-i colectezi. Dar când ai un stat penetrat de sus până jos, care pierde infractori pe bandă rulantă, da? Este foarte rentabil să faci zeci sau sute de milioane de euro în România, să fii mafiot în România și după aia să devii afacerist cinstit și onest în Italia. Și rămâi cu ce ai furat. Sigur. Foarte profitabil. Domnule Amiral,
Nu e foarte clar dacă PNL se va lupta pentru cota unică. Cu excepția câtorva declarații așa aici-colo, președintele PNL, premierul Ciucă, nu a spus niciodată nici în ruptul capului. Peste așa ceva nu se trece. De ce? Am auzit-o pe doamna Gorghiu, președinta Senatului. E o voce în Partidul Liberal. Acum, știți ce nu înțeleg? Eu nu înțeleg discuțiile astea din perspectiva faptului că peste nicio lună guvernul va avea altă componență. Adică de ce să le purtăm acum și să nu fie purtate serios după ce nou guvern se va instala? Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu se poate vorbi acum de impozit progresiv pentru numele Lui Dumnezeu. Asta trebuie o reformă fiscală, trebuie proiecții, trebuie modelări, trebuie văzut cum va fi. Noi suntem acum în interiorul unui buget care a fost gândit pe o cotă unică de impozitare. Și sigur că agrez întru totul ce spunea domnul Negruțiu, în sensul în care problema României nu stă în impozitarea asta progresivă și a lipsei banilor. Stă în economia subterană, care în cea mai mare parte înseamnă evaziune fiscală. Mai există și economie nefiscalizată, dar e foarte mică. Vă spun că între 23 și 26% din PIB reprezintă evaziune fiscală. Prin TVA, prin comerț cu produse accizabile, combustibil, alcool, tutun și prin comerțul cu produse agricole. Deci noi trebuie să ne creștem într-adevăr, chiar dacă, repet, capacitatea de a lupta cu economia aceasta subterană. Asta este secretul până la urmă. Și informația, domnule ministru, informația conform căreia președintele Iohannis se implică în negocierile pentru rotativă și că și-ar dori ca noul cabinet să aibă un ministru, ar fi vorba despre Cosmin Marinescu, este consilier prezidențial acum, și și-ar dori ca Cosmin Marinescu să ocupe funcția de ministru al finanțelor sau ministru al economiei. Cum e? Deci, n-am nimic în favoarea sau în defavoarea unor nume. Nu-l cunosc pe domnul Marinescu. Nu, neapărat. Îi discut dânsului profesionalismul. Sunt convins că acesta există. Problema este ce propune numele odată ce vine. Ce tip de politici publice? Pentru că dacă ai politici publice, ai economie. Dacă ai economie, are și ANAF-ul de unde să ia banii. E cât se poate de simplu, cred eu. Cum să spun, un muncitor în zootehnie încearcă să ia mai mult lapte de la o vacă nehrănită. Cam asta e simplist întreaga discuție. Deci, într-un anume moment, un nume sau altul trebuie să fie legitimat prin ceva, prin istorie mai bună, mai rea, printr-un proiect în continuare, vin la Ministerul de Finanțe să... Cum să spun, dacă într-adevăr este o variantă și o candidatură, ieși public și spune acest lucru, anticipând până la urmă ce vei face după numire. Are dreptate, domnul Amiral, hai să discutăm după numire. Ok, dar înainte de acest lucru știm anumiți parametri în legătură cu persoana propozabilă, indiferent din ce direcție? Poate fi și un consilier prezidențial, am condus consilier prezidențial și realmente niște oameni foarte capabili. Deci, din acest punct de vedere, a nu se neglija expertiza. Dar, repet, care-i proiectul? Care-i proiectul? Discutăm să punem sau să nu punem pe cineva într-un minister sau alt. Nu e numai problema lor acum. E o problemă veche. Am participat și eu la așa ceva. Bun. Care-i proiectul respectivului? Care-i proiectul andorsat de partid al respectivului? Pentru că de unul singur nu poți. Oricât de talentat ai fi. Vin instituții de castă, mai ales de multe ori și tu poți să ai datele probleme, dar n-ai crescut între ei. Credeți-mă, e o situație foarte complicată apropo de operaționalizarea unui ministru sau unui minister. Deci, ce își dorește partidul în legătură cu cota unică sau venituri impozabile proporțional? Ce își dorește? Și-o asumă? Dacă și-o asumă, cine se ocupă, de exemplu, și garantează că de mâine ANAF-ul va colecta mai mult? Că dacă, și sunt convins, dumneavoastră sunteți oameni cu experiență, știți foarte bine acest lucru. Când intram la guvernare, și de unde găsiți banii? Primul răspuns ăsta era, creștem colectarea. E răspuns de 30 de ani. N-a ieșit. Nu, până acum n-a ieșit. Probabil că domnul Marinescu, dacă va deveni ministru al finanțelor... Colectarea nu crește peste noapte. Este o iluzie. Da. Noi știm lucrul ăsta. Nu se poate da ANAF-ul de 3 ori peste cap și să colecteze semnificativ mai mult. Dacă vrei să astupi gaura de la buget, crești taxele.
este o realitate. Trebuie să vorbim despre lucrul ăsta, fără să ne ascundem. Ei vor crește inevitabil taxele. Dacă vor să reducă ani, deficitul ăsta pe care l-au făcut. În 3-5 ani, cum spune Căciun? Poate și mai devreme. Mai pentru devreme? Că alternativa este să stai costurile. Costurile cu statul. Ori eu nu am văzut un politician care să aibă curajul să lovească în electoratul care îl duce la putere și, foarte important, îl menține la putere. Deci sunt vreo 300.000 de beneficiari de pensii speciale în România, iar clasa politică, cea care le-a dat aceste pensii speciale, nu poate să le taie pensiile respective, poate respectivilor. Să ne iar pentru asta viitoare. Vor crește taxele pentru 20 de milioane. Noul sau cât sunt? Nu sunt 20 de milioane. Cât de așteptare sunt? Este până milioane. Săptămâna viitoare pentru toate aceste proiecte. Pauză, ne întoarcem cu amenințarea nucleară. Bombă nucleară tactică în Transcarpatia. Despre asta se vorbește la televiziunea Armatei Ruse. Vă așteptăm! Ultimele informații de la Moscova ne spun că procuratura a deschis o anchetă pentru terorism din cauza celor două drone care au vizat Kremlinul. Foarte interesant, în viziunea rușilor, cele două drone au fost distruse prin unde electromagnetice. Asta spun oficialii ruși. Dronele, de fapt, nu ar fi atins acoperișul Senatului care se află în interiorul Kremlinului, ci ar fi fost distruse înainte să îl atingă. Terorism, deci, aceasta este acuzația. Ea se îndreaptă către Kiev. Kievul neagă orice fel de implicare și se teme că urmează un atac terorist masiv pe teritoriul Ucrainei. Rapid, cum s-au întâmplat lucrurile, azi noapte, 2:30, o primă dronă lovește acoperișul Senatului Federației Ruse care se află în Kremlin. După care, la 20 de minute distanță, o altă dronă, în aceeași zonă, dar venită dintr-o altă direcție, are aceeași soartă. Foarte ciudat tot ce s-a întâmplat, foarte ciudat și că 12 ore rușii n-au zis nimic. Putin a dispărut astăzi, ni se spune că este în afara Moscovei, undeva într-un bunker, dar nu l-a văzut nimeni. Și mai ciudat este că avem imagini de o calitate foarte bună din preajma Kremlinului, în condițiile în care știm cu toții că acolo camerele sunt controlate de poliție, de FSB. Dacă aceste imagini au ajuns la public, atunci în mod clar Kremlinul și-a dorit asta. Există și alte informații, există și alte analize care ne duc cu gândul la un cu totul alt autor al loviturilor, altul decât Ucraina. Și toată lumea se așteaptă la ceva, la o răzbunare a Federației Ruse. În seara asta, la televiziunile de acolo, de la Moscova, propagandiștii urlă în continuu în legătură cu un răspuns dur, cum nu s-a mai văzut. Se vorbește despre nevoia folosirii armei nucleare. De altfel, Margarita Simonian le-a luat-o înaintea tuturor, probabil că este într-una dintre emisiunile de seară de la televiziune din Rusia, dar mai devreme Margarita Simonian a publicat pe rețelele sociale un mesaj foarte scurt. Acum începem și noi? Se întreba Margarita Simonian, evident, referirea era la cât de puțin dură a fost până acum atitudinea militară a Federației Ruse. În afara acestei discuții, sau mai bine spus, înaintea acestei discuții, în studioul de televiziune al Armatei Ruse, chiar aseară, deci înaintea loviturilor de la Kremlin, în studioul de televiziune al Armatei Ruse, se vorbea despre nevoia de a fi lansată o bombă nucleară mică, chiar acesta era termenul folosit, o bombă nucleară mică în Transcarpatia. Nu de 20 de kilotone, cum a fost bomba de la Hiroshima, ci o bombă de 1, 2 sau chiar 3 kilotone, spuneau oamenii de acolo din studio, în așa fel încât pagubele în privința vieților omenești, adică să fie vorba despre puțini morți, dar efectul să fie puternic. Nu suficient de mare această lovitură pentru ca China să nu se supere prea tare, că Federația Rusă folosește arma nucleară. Transcarpatia însă, domnule ministru, nouă ne sună un clopoțel de pericol. Grav. Că e aproape. Nu numai. Nu uităm, trăiesc alături, împreună cu ucrainenii și români.
Deci, din acest punct de vedere, să știți că un anume tip de întrebare se punea. Sigur, se consideră, dincolo de retorica agresivă, se consideră că un atac nuclear nu ar servi nici măcar minimal intereselor Federației Ruse din multe puncte de vedere, dar nu vreau să insist. Problema este că un atac nuclear, chiar minimal, tactic, nu înseamnă că număr zeci de mii de oameni, ar putea afecta, datorită vremii, un stat NATO. Afectând un stat NATO, devine o agresiune. Devenind o agresiune, se complică situația. Și pentru Federația Rusă, dar și pentru elementul decizional din Alianța Nord-Atlantică. În egală măsură, este foarte posibil ca o astfel de lovitură să afecteze și militarii ruși, și etnicii ruși, și cetățenii ruși. Este, practic, se intră într-o altă paradigmă. Din acest unghi, cred că nu există. Încerc să prognozez, nu există decât șanse minime să se întâmple așa ceva. Evident, nimeni nu poate exclude în absolut. Cine știe care sunt calculele pe acest palier. Dar în momentul în care s-ar întâmpla o astfel de lovitură, chiar minimală, nucleară, în acel moment, Federația Rusă va fi izolată complet. Astăzi are, de exemplu, apropo de izolare, are, de exemplu, 40 de state din această lume, care împreună au cam 50% din populația acestui glob, state care sunt neutrale sau favorabile Federației Ruse. În momentul în care s-ar comite un astfel de act, practic, ar rămâne singură pe această lume. Nu mai vorbesc și de reacția deocamdată anunțată de Alianța Nord-Atlantică ca fiind una convențională. Dar a nu se minimaliza și Moscova știe foarte bine ce înseamnă un atac convențional din partea NATO. Deci s-ar intra într-o altă lume, într-o astfel de situație și, repet, nu cred că Moscova are prioritar un anume tip de grabă în a implementa o astfel de activitate militară. Le reamintesc telespectatorilor noștri, în această seară în studio Cristian Diaconescu, Florin Negruțiu, Virgil Chițac și ni se alătură Radu Albu Comănescu, este profesor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara! Bună seara! Ne auzim perfect. Părerea dumneavoastră, comentariul dumneavoastră în legătură cu amenințarea nucleară. În seara asta, alimentată amenințarea nucleară și de așa zisul atentat de la Kremlin. Da, atentatul de la Kremlin mă amuză, trebuie să vă spun, pentru că e o chestiune care mă face să mă gândesc la satele Potemkin din nou. Dronele sunt de prea mici dimensiuni pentru a fi putut avea o încărcătură care într-adevăr să afecteze structura clădirii și să constituie un atentat să spunem așa, în deplină forță. Faptul că nu l-am văzut pe Vladimir Putin în zonă înseamnă că, firește, nu era acolo, așa cum știm că nu este în Kremlin și se află într-un bunker de multă vreme protejat. În același timp, faptul că din nou se reia retorica nucleară, avem un indiciu în acest lucru. În temerile Kremlinului legate de contraofensivă și dimensiunea acestei contraofensive. Faptul că a fost aleasă Zacarpatia sau Transcarpatia aproape de cele trei state NATO, România, Slovacia și Polonia, prin care se efectuează transferul de echipament militar dinspre Occident spre Ucraina, este un indiciu. Deci avem un pachet de nevralgic, i-aș spune, prin care Rusia încearcă să reacționeze, prin care încearcă să transmită un mesaj. Sunt curios cât de departe vor ajunge, să spunem că irresponsabilitatea unor mesaje de acest gen, dacă ele vor avea susținere legată din zona militară rusă, până la unui punct, și dacă vor avea efectul scontat de frică, ceea ce mă îndoiesc. Dar să nu uităm, în acest moment, relațiile Ucrainei cu o parte din statele din centrul și estul Europei, cele prin care se tranzitează grânele, au fost un pic sensibilizate și probabil că și propaganda rusă încearcă să profite de această nișă de dezamăgire sau de reacție contrară pentru a promova o serie de mesaje cu efect de spaimă. Domnule ministru, cum caracterizați comentariul ăsta dacă dăm o bombă mică, nu de 20 de kilotone, de una, două sau trei, atunci China nu se va supăra? Deci există posibilitatea ca China să se supere. Bun.
cât de mică, cât, nu, amenințarea Beijingului a ajuns până și la Moscova. Da, e mult prea dramatic. Da, este clar, China a comunicat și a făcut-o public. În condițiile în care se întâmplă așa ceva, se alătură Occidentul. Și odată cu China, multe altele. Deci, nu se poate, cum să spun, circumstanțiat pe un astfel de palier. Nu se poate glumi pe un astfel de preconizată bombă mai măricică sau puțin mai mică. Din foarte multe puncte de vedere, gestul în sine, deci a folosi o armă de distrugere în masă, te compromite ca stat. Înseamnă chimic, biologic sau nuclear. Indiferent cât de mică este. Argumentul? Siria. Bashar al-Assad a aruncat cu armă chimică. În acel moment, inclusiv Federația Rusă s-a poziționat față de Damasc și, mă rog, a fost intervenția americană în zonă. Deci, din această perspectivă, nu există nuanțe de gramaj sau de kilograme. Aici este o chestiune de atitudine. Și din această perspectivă, Moscova știe foarte bine acest lucru. Deci, mă rog, îi lasă, probabil să intre acum într-un siaj de comunicare, gândit de la momentul în care au dat imaginile de la Kremlin cu procuratura, care în orice stat democratic intervine într-o astfel de situație. Deci este o coreografie în care, evident, se adaugă cei care, din punct de vedere comunicațional, sunt polițiștii răi. Și, evident, de partea cealaltă, în zona politică, vor fi polițiștii ceva mai buni, ceva mai cumpăniți. Uite ce ne cere opinia publică. Noi nu vom face asta. Dar suntem legitimați să atacăm în altfel. Pentru publicul intern sau pentru unii și pentru alții, Florin Negruțiu, amenințarea nucleară în fiecare seară ca să le intre bine în cap, că au cum să lovească Occidentul și că ei nu vor pierde niciodată acest război, pentru că ăsta e felul în care le e vândută rușilor amenințarea nucleară. O țară care are arma nucleară nu poate pierde niciodată războiul, așa știu rușii. Da. Acum noi vorbim despre ce discută unii într-un studio de televiziune. Da. Ei și-au făcut treaba, și-au banii, se duc acasă. Nu există un atac nuclear mai mic sau mai mare. Un atac nuclear este un atac nuclear. Faptul că dai un fâs nuclear și nu îl simte China, asta este o poveste. China a spus clar, nu faceți niciun pas în zona nucleară. Iar rușii au nevoie de China în momentul ăsta. Este practic singurul lor punct de sprijin în lumea asta globală. Deci am zis când, cum, cine și de ce. Mai este o întrebare, apropo de atacul de la Kremlin. Cui folosește? Iar dacă tragi linie, vezi că atacul din seara asta folosește mai mult Rusiei decât Ucrainei. Teoretic, atacul poate să vină din partea ucrainenilor, din partea rușilor. Întrebarea este care ruși? Dacă vine din partea ucrainenilor, el reprezintă o slabă reușită militară, oricum mult mai slabă decât atacarea podului Kerch sau lovirea depozitelor de armament sau combustibil rusești. Pentru că imaginele ne arată practic că o dronă dă un fâs, practic. Este o petardă care lovește catargul unui steag de pe Kremlin. Nu este o amenințare reală la viața lui Vladimir Putin, să fim serioși. Nici măcar atentatul. În schimb, are legătură cu ce spuneai tu mai devreme. Faptul că în seara asta rușii văd drone peste tot poate să aibă legătură cu crearea acelei psihoze pe care propaganda rusă într-adevăr încearcă să o creeze, pentru că este mult mai ușor să conduci o țară prin frică decât să o însuflețești în jurul unui proiect pozitiv. Frica este noul instrument de lucru al lui Vladimir Putin. Iar faptul că la fiecare colț de stradă poți să vezi un sabotor sau în scara blocului poți să vezi un terorist sau orice om ți se pare suspect pe stradă, asta într-adevăr are legătură cu acea psihoză pe care propaganda rusă încearcă să o creeze, că țara este atacată și că în orice clipă vi se poate întâmpla și vouă ceva. De asta, elanul ăsta patriotic, întreținut de niște profesioniști ai propagandei, oamenii ăștia care apar la televiziunea rusă, sunt foarte buni în crearea acestei stări. Și asta are legătură cu tema patria este atacată. În condițiile astea, toată patria, tot poporul trebuie să se ridice pentru că este un război de apărare
a țării. Este un război pe termen lung. Putin a pregătit economia Rusiei dintr-o economie civilă, într-o economie de război, dar este nevoie de foarte multă forță de muncă în această mașinărie de război a lui Vladimir Putin. Domnule amiral, ce face Rusia? Așa zisul atentat de la Kremlin, loviturile cu drone de la Kremlin, amenințarea nucleară în toate studiourile. Are legătură toată această mișculație cu contraofensiva? Sunt absolut de acord că, de fapt, retorica asta escaladează tocmai pentru că le e frică de contraofensiva ucraineană, s-a spus aici. Însă, din punct de vedere militar, când vorbim de o armă nucleară tactică, ne referim la puterea de distrugere. Și puterea de distrugere este între 10 și 100 de kilotone de dinamită și, de obicei, o bombă nucleară tactică se lansează, spre exemplu, asupra unei coloane de tancuri sau unei flotile maritime. Însă ideea că o armă nucleară tactică produce distrugeri limitate este una profund greșită. Depinde în ce zonă o lansezi și cât de populată este. A spus și domnul ministru Diaconescu, cred că am mai spus-o și eu, Hiroshima a avut 15 kilotone, însă a produs 70.000 de morți și a mai murit 10.000 ulterior din cauza radiațiilor. Dintr-o altă perspectivă, ce-ar vrea Putin cu lansarea unei bombe nucleare, chiar și tactice, de mici dimensiuni? Păi ce-ar vrea? Ar vrea să-și prezerve teritoriile cucerite. Ori asta este deja un obiectiv strategic. Deci nu se leagă. Deci nu există această... E doar retorică. Văd și eu Transcarpatia ca fiind... Să spunem cu o anumită semnificație, cum a spus domnul profesor. Este acolo, la granița. Noi, chiar și ungurii, sunt acolo, polonezii și slovacii. Și oarecum departe, în vest de Rusia. Mă gândesc acum că cum o fi căzut o astfel de veste, cum ar cădea o astfel de veste la Budapesta? În condițiile în care puterea de la Budapesta își închipuie că e... ca două boabe într-o păstaie cu Putin. Este o bună întrebare și mai ales cum ar practic ecrana în acel moment Federația Rusă, inclusiv în relațiile cu susținătorii de care se agață. Și avem argumente să ne referim la Ungaria, avem argumente să ne referim la Austria. În acel moment s-ar depărta și aceștia. Deocamdată, ei induc o notă de relativitate. Nu blochează marile decizii ale UE, NATO, în legătură cu Federația Rusă, dar nuanțează în anumite momente. În egală măsură, sunt state care, în această perioadă, ajută, într-o formă sau alta, pe diverse paliere, eludarea sistemului de sancțiuni. Sunt mai greu de oprit, dar probabil că nici nu există foarte mare determinare a lumii vestice, mă rog, sau a unei părți din lumea vestică de a se ocupa de aceste aspecte. În acel moment se închide tot. Se închide tot prin proprie determinare. Deci, într-adevăr, cum spunea și domnul Mina, din punct de vedere militar, e cam greu de înțeles care ar fi câștigurile Federației Ruse, dar în orice caz, în ceea ce privește pierderile, situația este cât se poate declară și nu numai militar. Ce se întâmplă? După un atac nuclear ar trebui să trimiți forțele convenționale în teren, nu? Pentru că altfel, despre ce discutăm? Un atac nuclear, cum ar ajuta cumplinirea ocupării celor patru oblasturi din Est, dacă atac nuclear în Vest? Nu ar avea logică. Dar, repet, costurile politice ar fi enorme și ar fi pe termen lung. Domnule profesor Comănescu, când Putin vorbește despre... De fapt, Putin nu vorbește, că el a dispărut. E undeva ascuns. Ne așteptăm să-l vedem în zilele următoare sau măcar la Marea Paradă de 9 mai. Zelenski, la el mă gândeam. Când Zelenski spune, nu noi l-am lovit pe Putin. Nu noi l-am lovit pe Putin. Mi se pare foarte interesant că spune lovit pe Putin. Care este... Omul vrea să... Vrea. Este preocupat de contraofensivă, l-am văzut și la întâlnirile pe care le are cu generalii, inclusiv în bunker, ceva ce nu s-a mai întâmplat. Kievul nu ne-a mai oferit niciodată astfel de detalii, astfel de imagini. Deci preocuparea la Kiev pare să fie cu totul alta, dar în mijlocul acestei preocupări, Zelenski își ia 2 secunde, 3 secunde să spună, nu noi l-am lovit pe Putin. Cum vi se pare?
Personal aș lega această reacție a lui de un eveniment care a apărut săptămâna trecută și pe care nu știu în ce măsură era real sau era contrafăcut. Era vorba tot de un așa numit atentat împotriva lui Putin. Ceva s-a întâmplat, au fost transmise imagini din zona Kremlinului cu un automobil undeva în orele dimineții care se spunea de cei care comentau și pe Telegram și apoi pe Twitter că l-ar fi transportat pe Vladimir Putin de urgență în afara Kremlinului ca urmare a ceea ce părea a fi un atentat. Deci, inițial, când auzisem știrea legată de cele două drone, credeam că cele două evenimente disparate erau conectate. De fapt, sunt două evenimente complet separate. Dar acum, gândindu-mă la ceea ce a spus Zelensky, s-ar putea să fie un soi de continuare a aceluiași filon de informație. Ceva a fost montat împotriva lui Putin, sub o formă sau alta, fie în spațiu rusesc, fie de către noi, fie de către, ce spunem, entuziaști ai războiului. Neprofesioniști, dar mă rog, cu idei care scapă de sub control, nu îmi pot da seama exact dacă, deci vine pe această filieră sau dacă Zelensky intervine ca să dea un plus de greutate poziției Ucrainei, spunând că da, suntem capabili, dar nu am face-o în acest fel sau nu am face-o cu asemenea lipsă de reușită sau de profesionalism. Deci s-ar putea să fie un mesaj politic mai diluat, dar tot un mesaj politic transmis Moscovei. Și, domnule amiral, secretarul de stat Antony Blinken, atunci când ne spune că el ia cu un mare grăunte de sare tot ce vine de la Kremlin, referindu-se la așa zisul atentat de la Kremlin, spune și că ucrainenii decid singuri cum să se apere. Mi s-a părut interesantă această adăugire la declarația referitoare doar la acuzațiile Kremlinului referitoare la cele două drone care au lovit cupola Senatului, pentru că de la Politico dimineață primeam informația că Zelensky nu-i mai informează pe occidentali de planurile pe care le au ucrainenii pentru contraofensivă. Deci, încă o dată, dimineață Politico ne spune că Zelensky nu le mai spune nimic occidentalilor de teama scurgerilor de informații din cauza Pentagon Leaks. Și la câteva ore distanță după acest incident de la Moscova, Antony Blinken spune ucrainenii decid singuri cum să se apere. Au vreo legătură cele două? Cum să se apere din perspectiva unui răspuns? Cum să se apere în orice perspectivă sau din orice perspectivă, în orice situație? Bun. Eu cred că planul contraofensivei este încă în desfășurare. Eu cred că nu s-a decis nimic până în momentul de față, totul este fluid. Nu s-au luat deciziile finale. Nu cred că nu există o legătură foarte strânsă cu partenerul american, care a furnizat mai mult de 80% din ajutorul militar ucrainean în momentul de față. Și da, cred că în momentul de față există așa un capac asupra informațiilor, pentru că sunt foarte sensibile și, repet, contraofensiva ucrainenilor trebuie să fie foarte, foarte importantă, tocmai din perspectiva continuării ajutorului militar occidental, dar nu numai militar, ci și economic. Deci, dumneavoastră, vă îndoiți că ucrainenii nu mai colaborează, nu mai dau informații americane? Da, fără discuție. Pentru că, oricum, știm că... Partenerul american sigur cooperează. Partenerul american i-a și avertizat, nu care cumva să îl omoare pe Putin, de exemplu, nu care cumva să lovească Kremlinul. Astea sunt informații recente, pentru că ucrainenii și-ar fi dorit să facă asta pe 24 februarie. Așa e, aveți dreptate, însă eu consider că ei colaborează la nivele foarte secrete, colaborează fără discuție. Florin Negruțiu, ce rost are această informație din Politico? Zelensky nu mai dă nimic pentru că e frică să nu se scurgă pe la Pentagon. Să știi că e o iluzie să crezi că Zelensky ia războiul în piept de capul lui. În condițiile în care ajutorul occidental este cel care este, America este acolo cu armament și foarte important este acolo cu informații. De sus. Informațiile de sus sunt date de americani. Și la propriu și la figurat. La propriu. Din avioane, din sateliți. Din avioane. Și atunci este o iluzie să credem că
serviciile secrete ucrainene nu colaborează cu serviciile secrete americane. Toată lumea îl împinge acum pe Zelenski la contraofensivă. Presa, analiștii, politicienii, statele occidentale, însă cred că ar fi o eroare să pleci la contraofensivă prea devreme sau când ești insuficient pregătit sau dacă toate condițiile nu sunt întrunite doar pentru a răspunde unei nevoi a Occidentului de a avea o contraofensivă sau a răspunde unei nevoi a presei occidentale de a avea un subiect de breaking news. Contraofensiva înseamnă mai multe tipuri de armament combinate, înseamnă pregătirea la fix a militarilor care operează respectivele echipamente, pregătire care are loc de câteva luni în statele occidentale, în America, în Marea Britanie, în Germania, unii și în România. Deci toate lucrurile astea sunt piese ale unui mecanism care trebuie bine uns înainte de a procede la contraofensivă. Apoi, contraofensiva nu trebuie să fie anunțată. Nu trebuie să știm noi din timp când va avea, la ce oră și unde vor ataca, pentru că trebuie să aibă un element surpriză. Deși toată lumea face speculații, se uită la hartă, nu sunt foarte multe opțiuni. De asta cred că vom afla de contraofensivă la ceva timp după ce ea va fi început. Spun că Zelenski are nu ar trebui să răspundă la această presiune pentru că are un singur cartuș în momentul ăsta pe țeavă. Este adevărat că de succesul acestei operațiuni depinde tot fluxul de armament și fluxul de bani dinspre Occident care va veni anul acesta și anul viitor în Ucraina. Deci trebuie să-și calculeze cu foarte mare atenție pașii și, evident, în coordonare cu Statele Unite și cu partenerii occidentali. Fără americani, nu se Ucraina face. Era o problemă. Hai, ca să rămâi. Fără americani, fără efortul lor de coagulare, fără, într-adevăr, ajutorul ei și britanici, peste 80% din ce a mers financiar, material, militar, training în Ucraina vine de la aceste două state. Nu s-ar fi realizat solidaritatea spațiului euroatlantic. N-ar fi rămas consecvent spațiul euroatlantic în ceea ce privește Ucraina, suportând un anume deficit economic fără americani. Deci e clar pentru toată lumea. Iar în legătură cu informațiile, în primul rând sunt ce primește Zelenski, nu ce dă ca informații. Nu fim serioși. Și există, înțelegem că există inclusiv oameni care îl sfătuiesc. Care îl apără. Mai mult decât că... Și care îl și apără. Dar e explicabil, nu? Deci, până la urmă, amenințarea e în dublu sens. Adică, evident că și Zelenski ca persoană și stafful și miniștrii relevanți se află sub un anume tip de presiune. Care se poate concretiza sau nu, dar nu aștept să vezi dacă într-adevăr se întâmplă amenințarea la care se face referire. Deci, din acest punct de vedere, este o situație extrem de sofisticată. Deci, ai și război convențional, dar ai și război hibrid. Și acolo se apără și bănci, și instituții economice, financiare, piețe, se apără inclusiv, sau mai ales, prin aport american. Haide ca să nu mai... Sentimentul de frustrare, uneori de frică din zona Moscovei, este mai ales legat de americani. Să nu uităm până la urmă statul care a ieșit explicit respingând cererile lui Putin de la bun început, pe care ar fi bine să nu le uităm. Și anume, dincolo de problema ucraineană, retragerea garanțiilor de securitate în ceea ce ne privește, a spus-o explicit. Partea unei negocieri, Statele Unite, Biden a ieșit să spună că așa ceva e inadmisibil. Dumneavoastră știți foarte bine cum e cu semnalele astea. Câteodată există nevoia ca unii să-și dea semnale altora. Da. Că au înțeles, că acționează într-un anume fel și așa indirect, mai departe. Da. Bun. Faptul că Politico susține ceva ce nou aici ni s-a părut ridicol, da? Exact. Și după aceea, la câteva ore, într-un alt mesaj, cu un alt conținut, Anthony Blinken adaugă această virgulă. Ce vă spune dumneavoastră? Puteți măcar să bănuiți? Da, pot să bănuiesc. Ce? Sunt aceste circuite de comunicare ce vin dintr-o situație într-adevăr complicată. În ce sens? Ambele părți au dreptate. Deci Zelenski are pivotal un anume tip de mesaj. Dacă noi nu suntem aici, rușii vin peste voi. Ceea ce e greu de contestat. De partea cealaltă, se spune
te ajutăm proporțional până când, cel puțin contraofensiva, își va atinge limitele. Nu spun occidentalii până când contraofensiva voastră va fi atât de capabilă încât să-i arunce pe totul, cu totul pe ruși din Ucraina. Deci se lasă o anumită marjă. Or, din acest punct de vedere, Blinken e diplomat de carieră. Deci la el fiecare cuvânt e foarte atent ponderat. Oricum, nenorocul Federației Ruse vine și din zona anturajului lui Biden. Jack Sullivan, fost director politic la Hillary Clinton. Șeful CIA a fost ambasador în Federația Rusă. Deci ei cunosc în detaliu ce mesaj se transmite direct sau indirect. Ori, din acest punct de vedere, sigur, Blinken spune suntem alături până la capăt, dar atenție că acest capăt depinde de voi, de ucraineni. Ce înseamnă acest lucru. Deci nu noi vom fi aceia care. Deci plecați la o contraofensivă, e un semnal extraordinar de bun către Occident, în sensul că, iată, aportul nostru în teren se concretizează într-un anume tip de atitudine militară. Dar cât e suportabil pentru voi? Pentru că, până la urmă, de reziliența poporului ucrainean depinde și ponderea echilibrului. Când va veni negocierea? Că toată lumea vrea să știe asta. Când o să treacă la negocieri? Foarte greu. Rușii spun acum că sub nicio formă, după ce ne-ați dat două drone peste casă, da, sub nicio acum, formă... săptămână, noi... două, sigur. Deci luat-o cu nota de relativitate maximă, pentru că aici nu poți spune nimic garantat. Se gândește că după ce această contraofensivă își va atinge parametrii, undeva spre septembrie-octombrie să poată fi purtat un dialog care să includă și să nu excludă, cum a spus și domnul Aminal, garanțiile de securitate pentru Ucraina, care înseamnă două lucruri. Garanții de securitate, nu neapărat primirea în Alianța Nord-Atlantică și continuarea sprijinului militar. De partea cealaltă, Federația Rusă, mă rog, acolo pare-se că un anume tip de discuție în ceea ce privește noua arhitectură de securitate s-ar putea purta. Este greu cu Vladimir Putin cu mandat de arestare să-l pui la masă cu toți ceilalți. Cam asta și-ar dori. În egală măsură, nimeni nu trebuie să iasă înfrânt. Fie pe câmpul de luptă, fie la masa negocierii. Probabil că nimeni victorios total. Și atunci se preconizează o Ucraină puternică ce poate rezista în condițiile în care Federația Rusă nu și-ar deplini anumite obligații, care țin mai ales de armistițiu. Deci mai mult decât încetarea luptelor și mutarea luptei din teren la masa negocierii este greu de preconizat în acest moment. Dar aici pivotal, într-adevăr, sunt americani. Domnule profesor Comănescu, ce semnale transmit informațiile astea că Zelenski o face de capul lui, că ucrainenii se apără, decid cum să se apere, ei înșiși decid cum să se apere? Mă gândeam exact înainte că s-ar putea să facă parte tot din marele scenariu al Pentagon Leaks, care știm bine că au fost chestionabile de la început și că au un parfum de decepție care, și de confuzie, care este generat tocmai pentru a crea confuzie în sfera rusească. Deci este foarte mult, mi se pare că vine exact pe aceeași filieră, acum Zelenski s-ar teme de aceste noi scurgeri. Această temere exprimată publică nu face decât să valideze scenariul anterior, să valideze acele scurgeri ca și cum ele ar fi fost reale. Ori știm bine și în emisiunile anterioare când am discutat despre aceste scurgeri și la analiza aprofundată în vest și de alți analiști, aceste scurgeri de la Pentagon nu au suficientă credibilitate pentru a fi reale. Sunt un amestec de bucățele reale cu multă, să spunem, fantezie credibilă, dar care au destinul să creeze confuzie la Kremlin. Pe această filieră m-aș duce, sincer să fiu, deci o continuare a vechiului scenariu cu o infuzie nouă de informație sau de teatru care s-ar dori să fie, să credibilizeze opțiunea anterioară. Bun. Pentru final, mai am o singură informație după care ne vom întoarce la marele eveniment al zilei și anume aceste explozii de la Kremlin, pentru că există trei posibilități.
Există posibilitatea despre care vorbesc rușii și anume să fi fost ucrainenii. Am trecut în revistă câteva motive pentru care e o variantă care nu stă în picioare. Există posibilitatea să fi fost rușii înșiși. Am trecut în revistă câteva motive pentru care această ipoteză stă în picioare. Există însă și o a treia posibilitate. Ca aceste explozii, aceste atacuri să fi fost puse la cale de niște ruși. Alții decât cei care țin cu Putin. Niște ruși care au cumpărat și ei de pe Alibaba două drone a câte 10.000 de dolari fiecare. Ne interesează însă foarte mult ce va face Rusia, ce va face Putin, mai ales că omul a dispărut. Asta ne interesează, dar înainte o să vedeți imediat pe ecran o felicitare ca pe vremea comuniștilor pe care locuitorii unui oraș din Federația Rusă au primit-o. Sunt chiar locuitorii din Volgograd. Și ei au primit această felicitare ca din partea lui Vladimir Putin cu o problemă. Dincolo de flori, 1 mai și muncitorii și colhoznicele de pe respectiva felicitare, există acolo un citat. În partea de jos este un citat. Din cine credeți? Adolf Hitler. Evident că nu se scrie acolo că este un citat din Adolf Hitler. Nu știe acum nimeni dacă a fost o greșeală, dacă a fost o manevră intenționată, poate din partea unuia de la tipografia unde au fost făcute aceste felicitări. Rămâne ideea că în Federația Rusă în anul 2023 se transmit felicitări ca pe vremea comuniștilor. Probabil că oamenii, unii dintre ei, sunt și fericiți că primesc așa ceva de la Vladimir Putin și că cineva, cuiva, i-a trecut prin cap că acolo ar putea fi un citat din Adolf Hitler. Dacă vreți să știți ce scrie, scrie așa. În fața unui mare obiectiv, niciun sacrificiu nu va fi prea mare. Asta li se comunică rușilor. Bun, acum. Florin Negruțiu. Ce va face Putin? S-a retras în bârlog. De fapt, noi știm, credem că era retras acolo de multă vreme, că numai prin bârlog stă. Nu a fost la Kremlin când au venit dronele, dar se folosesc, au construit ceva pentru că vor să se folosească de acest ceva într-un anume fel. Cum? Dar el n-a ieșit, nu? După deloc, atacul ăsta nu l-am de la văzut, Kremlin, nu știm nimic despre. Ar fi fost normal să-l vedem la televiziunea publică, la televiziunile publice, de fapt, și să dea un mesaj către țară. Uh-huh. Țara noastră a fost atacată, un atac terorist asupra Kremlinului, suntem atacați în inima noastră, la război tovarăși, nu? Așa ar fi fost normal. Putin tace de, sunt 24 de ore? Mai mult de 24 de ore. Probabil îl vom vedea la parada militară. Adică peste încă o săptămână. Deși situația asta, dacă țara este atacată, cred că ar reclama o intervenție a președintelui Federației Ruse în fața națiunii. De asta este plauzibilă și a treia variantă despre care vorbeai tu, ca niște ruși să fi încercat o manevră cu niște drone cumpărate de pe net. Dar cel mai probabil următoarea mare manifestare în care la care va participa Vladimir Putin va fi cea de pe 9 mai. Știm că acolo au fost sistate părți importante ale paradei, parada nemuritorilor cu urmașii veteranilor din cel de-al doilea război mondial nu va mai avea loc, tocmai pentru că reprezintă un factor de risc. E un moment în care liderii ruși, președintele însuși, putea să mărșăluiască alături de popor. Deci asta este o parte care s-a scos din program. Și îl vom vedea pe Vladimir Putin, cu păturică sau nu, pe genunchi, asistând la parada militară. Vă dați seama cât de complicat este ce s-a întâmplat? Că s-a întâmplat de mâna lor sau de mâna altcuiva, dar este centrul puterii Federației Ruse. Este locul în care își exercită puterea Vladimir Putin, locul unde peste o săptămână va fi marea paradă de 9 mai. Sunt în același loc. Eu nu aș minimiza a treia variantă pe care dumneavoastră ați exprimat-o, pentru că, să nu uităm, în linia întâi mor tineri 18-20 de ani care au fost luați de acasă din mediile sociale și de unde se simțeau normali, duși în linia întâi și în spate comandă niște colonei și generali școliți în perioada sovietică. Aia nu mor, că sunt mai departe. Sau sunt pe teritoriul Federației Ruse. Ori, oamenii aceia tineri au prieteni, au familie
Și s-ar putea, la un moment dat, ca 2-3 dintre ei, nervoși, măcar să încerce să transmită un mesaj simbol, pentru că acest incident are mai mult caracter simbolic decât unul militar efectiv. Ori din această perspectivă, aici s-ar putea să fie problema. Deci sunt convins, la Kremlin se știe farmaceutic situația socială, impactul războiului, se știe în detaliu. În egală măsură, în acest moment, practic, ai intrat în criză de motivație, ai intrat în criză de argumente. Acele oblasturi, acele regiuni din estul Ucrainei sunt aceleași unde s-au desfășurat activități militare din 2014. Și atunci de ce trebuie creată o amploare de un anume fel? Deci, unde s-a întâmplat acest incident? În Moscova. În Moscova, marea majoritate a populației este cu un fel de educație europeană. Într-adevăr, acolo probabil că un impact, o lovitură cu impact psihologic era necesar. Nu s-a întâmplat acest incident la vizita președintelui oriunde în teritoriu. Probabil că și acolo ar fi putut fi identificat la un moment dat. Moscova, San Petersburg, repet, oameni care și educație și un mediu european interesant sunt apropiate de aspirațiile lor. E bine, a aduce în barca unei ofensive pe care nu o poți explica este, într-adevăr, un element foarte complicat și atunci uzezi de ce? De frică. Domnule profesor Comănescu, ce vor face rușii? Ce va face Putin? Dacă aș avea un glob de cristal, să vă pot spune, ar fi minunat. Dar cu siguranță vor profita de incident. Mă gândeam în ce măsură, și lucrul a fost menționat anterior, într-adevăr, în ce măsură va stimula acest lucru energia națională, suntem atacați pe teritoriul nostru, va trebui să reacționăm, în ideea în care rapoartele recente, care le-am putea numi Moscow Leaks sau Kremlin Leaks, atestă pierderi ale forței de muncă echivalente cu 1 milion de cetățeni ruși. Dezamăgirea este extraordinară, fuga a fost masivă peste frontieră, este doar un aspect, deci s-ar putea să fie folosit ca și catalizator al unei reacții sociale. Din păcate nu mai avem timp. Mulțumesc mult, vă mulțumesc tuturor, atât pentru astăzi. Oana Zamfir vă așteaptă imediat ultimele informații despre atacul de la Belgrad, despre așa zisul atentat de la Kremlin. Toate detaliile imediat rămâneți cu noi.